și al Fiului și al Sfântului Duh. Cartea profetului Osea se deschide cu un cuvânt șocant nu doar pentru cititorii de acum 2000 de ani, ci și pentru cei de astăzi. Și a fost cuvântul Domnului către Osea. ia de nevastă o femeie desfrânată și să ai copii de desfrânată. Căci iată a desfrânat pământul lui Israel, abătându-se de la Domnul. Atunci s-a dus el și și-a luat de soție pe Gomer, fica lui Diblaim, o desfrânată, și a rămas însărcinată și a născut un fiu, și ulterior încă doi. Profetul Osea îl simbolizează pe Domnul, iar Gomer desfrânata pe poporul său ales, Israel, care nu i-a rămas fidel, ce a căzut adesea în idolatrie s-a închinat zeilor. Vedeți, o femeie desfrânată se oferă ieftin oricui, nu are un sistem de valori. Așa și poporul lui Israel, care ar fi trebuit să fie un model de fidelitate, a ieșuat lamentabil, împreunându-se cu ieftinii zei, punând pe același plan pe Dumnezeul cel adevărat cu idolii și zei. Se știe că Roma, Patriarhia Romei, este numită Tronul Sfântului Petru, iar Constantinopolul, Patriarhia de Constantinopol, poartă numele de Tronul Sfântului Andrei, fratele lui Petru. În anii tulburi, de la începutul secolului XIII, împăratul bizantin din acea vreme, Alexis al III-lea Angelos, care fusese depus, i-a cerut lui venețian Enrico Dondolo, care trebuia să ducă cruciații în Egipt cu flota sa, pentru ca de acolo să recucerească Ierusalimul și locurile sfinte, în ceea ce s-a numit infama cruciada patra, deci a cerut acestuia să schimbe ruta și să vină la Constantinopol, să-l reinstaleze în funcție, și atunci el va trece la catolicism și va plăti venețienilor o sumă considerabilă. O altă variantă afirmă că autorul propunerii a fost de fapt Alexis cel tânăr, fiul împăratului detronat. Oricum se dorea alungarea împăratului uzurpator și repunerea în drepturi a lui Isaac Angelos. A Ademeniți de uriașa recompensă promisă, cruciații, așa zi și cruciați, o să vedem, impulsionați și de bătrânul Doge, s-au pus repede în mișcare. Debarcați lângă Constantinopol, zi și cruciați, având în frunte pe Boniface de Montferrat, au început să asedieze capitala bizantină în iulie 1203. O săptămână după începerea asediului, locuitorii capitalei s-au răsculat împotriva împăratului uzurpator și l-au înlăturat. Pe tronul imperial rămas vacant, populația răsculată l-a reinstalat pe fostul împărat Isaac al III-lea Angelos. Curând însă Isaac Angelos moare. Preluând conducerea statului, fiul său, Alexis cel Tânăr, a căutat mai întâi să se achite față de cruciați, să-și onoreze promisiunea. Neavând însă bani suficienți, s-a adresat populației cu rugămintea de a contribui bănește la strângerea sumei promise. Masele populare, nemulțumite de faptul că erau obligate să facă din nou sacrificii pentru o conducere ce avea partea ei de vină în sărăcirea finanțelor, s-a rusculat pentru a doua oară, l-a alungat pe Alexis cel Tânăr din fruntea statului, punând în locul lui pe un anume Murț Zuflu, șeful partidului anti-latin, anti-apusian. Aceasta s-a întâmplat în ianuarie 1204. Noul șef al Bizanțului nici n-a vrut să audă de plata sumelor promise de predecesorul său, soldaților cruciați. Refuzul acesta, desigur că a împils relațiile cruciato-bizantine la explozie. În acest moment își face din nou apariția Abilu Doge, el se angajează față de cruciați să suporte trei sferturi din totalul sumelor necesare pentru întreținerea întregii armate, erau acolo cam la vreo 20.000 de oameni, cu condiția însă ca ei să promită menținerea tuturor privilegiilor comerciale ale venețienilor, deținute de-a lungul anilor în Bizanț, după cucerirea Constantinopolului. De asemenea, în schimbul aceleași sume angajate, el le-a cerut cruciaților să accepte ocuparea de către venețieni a unui teritoriu bizantin cu prizânciuri ca un sfert din întreaga întindere a Imperiului. Presați de cronica lor lipsă de bani, cruciații au primit for propunerea formulată de Dogele Dondolo. papa care îi binecuvântase pe... pe, pe cavalerii cruciați și pe ceilalți soldați pentru Egipt și Palestina, pentru o cruciadă în Egipt și Palestina, i-a amenințat de mai multe ori cu anatema, însă fără vreun rezultat. Asta apropo de zisa infailibilitate papală, de câte prostii pot să facă papii, câte dezastre au cauzat în istoria Occidentului și Orientului prin deciziile lor stupide, total anticreștine. Papa așadar a binecuvântat un dezastru ca și în atâte alte dăți. S-a ocupat de cele ceza, ale cezarului, nu s-a ocupat de cele ale Domnului. Zi și cruciați și venețienii nici nu l-au băgat în seamă. Vedeți, când faci o prostie, nu mai poți să repari. Când prostia pleacă la vale, e gata, nu mai poți să calculezi până unde va ajunge. Așadar, zi și cruciați și venețieni nici nu au băgat în seamă. Nu s-au sinchisit de anatemele aruncate asupra lor. Scurt timp mai apoi, instigați de venețieni, soldații lui Boniface de Montferrat au început la 9 aprilie 1204 cel de-al doilea asediu al capitalei bizantine. După trei zile de asalt susținut, Constantinopolul a căzut la 12 aprilie 1204 în mâna zișilor cruciați. Deci aceea în loc să meargă să elibereze locurile sfinte de musulmani, aceia, iată, s-au oprit și au intrat peste creștini. Și o să vedeți ce prăpăd au făcut acolo. Iată, vedeți, pentru un idiot de rege, detronat, care își dorea tronul înapoi cu orice preț. Iată ce întorsătură dramatică, dezastruoasă au luat lucrurile pentru creștinătate. Dacă acela stătea în banca lui și accepta, lasă domnule, am fost regi atâta timp, să vină și altul. Atunci venețienii și cruciații își vedeau de drum și mergeau în Egipt și se luptau cu musulmani. Așa au venit peste, ceilalți, peste creștinii din răsărit și i-au măcelărit. Așa de iată, vedeți, pentru un idiot din capul statului. Vedeți? Cât, dacă ne uităm istoria, e un așa dezastru, pentru că de cele mai multe ori, acolo în fruntea statelor, au stat niște idioți, ca și acest Isaac Angelos. Prăpădu pe care l-au făcut în Zara, deci aceștia când au pornit, mai întâi de la Veneția, s-a oprit la Zara. Zara e o cetate undeva pe coasta maritima Croației, ea aparținea atunci Ungariei, dar era o cetate catolică, tot sub jurisdicția papei. Dar cetatea aceea făcea și ea mult comerț pe mare și negustorii din Veneția erau la mare concurență cu negustorii din Zara. Și atunci acești ziși cruciați, când au plecat în zisa lor cruciadă, pentru că nu și-a chitat să refață de venețieni toți banii, că i-au zis, uite, noi vă ducem până acolo, până în, până în Egipt, pentru 75.000 de monede de, de aur, nu știu ce monede erau atunci, florinii, să nu vorbesc prostii. Și cruciații nu au avut decât 50.000. Și atunci Vicleanu Doge a zis, nu e nicio problemă, oricum era o sumă uriașă, nu aveau de unde plăti. Și a zis, nu e nicio problemă, a zis, uite, în schimb îmi faceți niște servicii militare. Și ce, ce le-a propus Vicleanu? A zis, uite, intrați peste cetatea Zara, asta trebuie să o pune jos. De ce? Că erau concurenții lor pe mare. Așadar, prăpădul pe care l-au făcut în Zara a fost doar încălzirea pentru prăpădul din Constantinopol. Zi și a lui Hristos. Nu numai că au prădat orașul Constantinopol, au violat femeile și călugărițele, dar au profanat și sfintele altare și sfintele vase, furând toate odoarele de preț. Și toate acestea, cum am mai spus, declanșate de un idiot de rege, frustrat că fusese detronat. Cu cât ești într-o funcție mai înaltă, fie în sfera laică sau religioasă, cu atât trebuie să fii mai prudent, mai calculat, mai atent la fiecare cuvânt, la fiecare gest pe care îl faci, pentru că el are consecințe incalculabile. Un lucru imens de semnificativ, profetic aș spune, pe care l-au făcut așa zi și cruciați, desigur, fără voia lor a fost profetic, tragic de profetic, a fost acela că după ce au profanat acolo Marea Catedrală Sfânta Sofia din Constantinopol, ei au așezat o desfrânată, o prostituată pe tronul patriarhal, adică pe tronul Sfântului Apostol Andrei. Spun profetic pentru că o sumă de patriarhi de acum înainte vor fi asemeni acelei desfrânate, adică vor trăda adevărata credință creștină-ortodoxă moștenită de la Sfântul Apostol Andrei. Odată cu intensificarea atacurilor musulmanilor arabi și otomani asupra Marii Metropole, unii împărați bizantini erau gata să sacrifice Ortodoxia pentru a salva Imperiul, gloria lor istorică. În sensul de a se conforma directivelor dezideratelor papistașe în ce privește credința și relațiile cu Roma, pentru a primi ajutor militar din apusul papistaș. Altfel spus, au lăsat la o parte ajutorul de la Domnul, care vine prin credința cea adevărată, l-au dat la o parte pentru ajutorul de la om. Iar rezultatul îl cunoaștem. Cel mai tragic e că mulți dintre patriarhii de Constantinopol, asemenea unor desfrânate, s-au supus voinței bazileului fără să crignească, ceea ce spune mult despre calitatea lor duhovnicească, sau mai bine zis, despre lipsa lor de calitate duhovnicească. Apropo de mentalitatea acestor imperatori, Manuel al II-lea, care a fost împărat bizantin între 1391 și 1425, acesta pe patul de moarte îi spune, îi lasă cu limbă de moarte, fiului și moștenitorului său la tron, Ioan VIII, paleolog, Fiul meu, noi cunoscând bine sentimentele necredincioșilor musulmani care asaltează acum Imperiul și Marea Metropolă, știm că ceea ce îi tulbură cel mai mult este spaima că vom ajunge vreodată la unire cu creștinii din Apus. Dacă această unire s-ar realiza, necredincioșii musulmani s-ar aștepta la toate relele pe care le-ar face apusenii lucrând în favoarea noastră, adică în sensul militar. De aceea fi totdeauna cu gândul la un sinod de unire cu catolicii pregătește-l mai ales când vrei să i sperii pe necredincioși și musulmani, dar nu întreprinde nimic pentru a-l face să izbutească acel sinod. Deci nu întreprinde nimic ca acela să se unească într-adevăr și să ia deciziile de unire. Căci așa cum îi cunosc, ai noștri sunt incapabili de a ajunge la unire, la bună înțelegere, la pace și armonie cu occidentalii. Adică el știa că poporul și călugării nu vor accepta niciodată unire cu catolicii din, atâtea și atâtea motive, pentru că aceia au pierdut credința adevărată și harul. Deci, dar zice tu, joacă teatru acesta, simulează această dorință de unire, fă toate pregătirile, dar să nu ajungi la sinod, pentru că ai noștri îi cunosc prea bine, nu, vor, nu se vor uni cu catolicii. Deci spune, așa, așa. Mai mult, ei ar vrea ca aceștia, adică, adică romano catolici să accepte toate obiceiurile noastre vechi, adică sfânta tradiție. Ceea ce este cu neputință și eu mă tem că între ei și noi va urma o despărțire și mai gravă. Vedeți, ace aceasta înseamnă să fii politician. Aceasta înseamnă să fii diplomat. Aceasta înseamnă să lucrezi cu viclenie, cu meșteșug, să umbli cu minciuni, cu promisiuni, cu amânări. De fapt, împăratul în cu conștiinței știa prea bine că poporul ortodoxilor nu se va uni cu romano-catolicii, decât dacă aceia se vor întoarce la Ortodoxie, ceea ce împăratul înțelegea că e una cu imposibilul. Episcopii ortodoxi care au participat la diferitele întâlniri dintre apus și răsărit și la discuțiile pentru zisa unire au făcut-o mai mult din servilism față de cezar. Care, cezar care era dispus să târguiască dreapta credință pentru ajutor militar occidental. Sau așa cum am mai spus, să târguiască ajutorul de la Dumnezeu pentru ajutorul de la oameni însă servilismul a mers până la pogorăminte inacceptabile pentru un adevărat ierarh ortodox, până la trădarea credinței ortodoxe. Pe vremea papei Alexandru al iii care a domnit, care a guvernat la Vatican între 1159 și 1181, împăratul bizantin Manuel Comnen, contemporanul lui, a propus unirea ortodoxilor cu catolicii, cu condiția, iată să vedeți ce condiție a pus, a zis cu condiția ca papa să-l recunoască pe el, dreptunic împărat și n-a și în răsărit. Deci vedeți acesta, n-a cerut să, ca aceea să treacă la ortodoxie, vedeți, nu poți să faci o unire cu alții dacă nu sunt toți în aceeași credință, pentru că unii, știți ca și la radio, dacă unul e pe o frecvență și unul pe altă frecvență, cum să unești doi oameni care sunt pe frecvențe diferite? Nu poți să-i unești decât dacă amândoi trec pe aceeași frecvență. Ori aici, ortodoxii și catolici au fost și sunt pe frecvențe total diferite. Dar iată, acest, 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 împărat a zis, i-a propus papei, a zis, uite, domnule, dacă facem unirea bisericilor, adică noi lăsăm tot de la noi în ce privește credința și ne dăm după voi catolicii, dacă tu mă recunoști pe mine, împărat și peste Apus și spre, spre răsărit. Și înlături pe împăratul romano-german de acolo din Apus. Desigur că pretenția împăratului nu putea fi acceptată de Roma și zi sau unire a eșuat. Desigur că, vedeți, la schimb, Manuel, deci atât un alt împărat care, pentru care credința ortodoxă nu făcea doi bani. Pentru el tot era gloria lui, el să fie împărat și peste apus și spre, peste răsărit. Asta conta pentru el, nu credința. Credința era un obiect de schimb. Așadar, așadar în, schimb, în schimbul gloriei lui, împăratul ar fi lăsat toată sfânta tradiție a Sfinților Părinți și s-ar fi dat după inovațiile catolice. Le-ar fi impus și ortodoxilor, căci Patriarhul de Constantinopol n-ar fi mișcat în front. S-ar fi mulțumit și cu poziția secundă după Papa în Occident. Vedeți ce megaloman psihopat a fost și acest Manuel. Ce psihopat demonizat care ar fi dat biserica la schimb pentru recunoașterea sa ca unic împărat. Mai târziu, la sinodul unionist, ținut la Lyon, în 1274, la care au participat și Toma de Acvino și Bonaventura, după dezbateri orientali, adică ortodoxi, în frunte cu împăratul Mihail VIII Paleologul, au semnat unirea. Deci, iată, și acel împărat de atunci, a tot pentru ajutor militar. Da? Erau ani în care Imperiul, știți, atunci, după Cruciada IV, -a, deci după 1204, catolicii au stăpânit asupra Constantinopolei și asupra unor teritorii din Macedonia, din Tesalonic, au stăpânit cam jumătate de veac acolo, dar ei au lăsat dezastru, adică imperiul bizantin nu și-a mai revenit niciodată la forța militară care a avut înainte de acest dezastru care l-au făcut pe la spate zi și cruciați i-au străpuns pe la spate și deci ce nu și-au mai revenit niciodată, forța lor militară niciodată nu s a mai ridicat unde, unde trebuia ca să poată să facă față la toate valurile acestea ale atacurilor musulmane. Și atunci acești împărați de doi bani în ce privește credința, ar fi vândut credința pentru acest ajutor militar. Deci iată și acest Mihail VIII Paleolog a mers acolo la Lyon cu o, cu o sumă de, de mitropoliți și patriarchi s-a dus cu ei acolo și au semnat unirea, acceptând dogma filiogve, cea mai gravă eroare catolică, acceptând purgatoriu și primatul papal. Vă dați seama. Deci tot, tot ce e mai putred acolo în catolicism, aceștia au acceptat cu servilism. De ce? Pentru ajutor militar. Deci, și acum noi ne întrebăm, ce căuta împăratul în fruntea episcopilor? Oare el putea să negocieze unirea bisericilor, se pricepea el la teologie? Pe el nu se pricepea deloc, dar nici nu interesa. El făcea totul prin forță. Le zicea, faceți cum vă spun eu. Voi trebuie să executați ce vă spun eu. Se pare, deci, că majoritatea bazileilor bizantini suferea de ceea ce se numește Cezaropapism. Adică, el, Cezarul, făcea și pe papa. El, împăratul, se credea și patriarh. El dădea ordine și episcopilor, și clericilor. Iar, iar patriarhii și mitropoliții toți erau doar niște companioni a lui, mai bine zis niște escorte. Cauza unionistă a fost susținută spre rușinea sa veșnică și de către patriarhul de Constantinopol Ioan Becos. Să vedeți, o chestie foarte interesantă. În ziua de astăzi a semnalat odată părintele, părintele, părintele de la prodromul, părintele Petroniu de la prodromul. l un dat a semnat a zis, domnule, Acum în Grecia este o organizație în această negistă masonică și care, bineînțeles că luptă împotriva bisericii și ce nume credeți că avea? Ioan Becos. Adică acest patriarh Ioan Becos, din vremea lui Mihailo Paleolog, el a trădat credința ortodoxă și el a semnat unirea cu catolicii în toate acele puncte care, care erau, care erau toate antiortodoxe. Și de aceea aceștia din ziua noastră masonii i-au pus numele asociațiilor de binefaceri Ioan Becos. De ce? Pentru că acesta, acesta a fost într-un duh cu ei, în duhul înșelăciunii. Deci iată și acest Ioan Becos a fost o altă desfrânată pe tronul apostolului Andrei. De fapt, toți patriarhii de Constantinopol care s-au plecat puterii cezarului, acceptând dereziile romano-catolicilor, au trădat ortodoxia. Prin urmare, sunt niște desfrânate, cocoțate pe tronul Sfântului Apostol Andrei. Prin mila lui Dumnezeu, rușinoasa înțelegere de la Lion s-a năruit curând, mai ales din cauza surorii împăratului, călugărița evdochia și a călugărilor ortodoxi din Bizanț, care au menționat linia, linia dreptei credințe și poporul, bineînțeles, că n-a acceptat. Au acceptat numai cei din frunte, de acolo, ierarhia, cei au trădat, nu poporul ortodox. Și atât cum a lucrat Dumnezeu, că... Sora împăratului era călugăriță, era pe linia ortodoxă adevărată și, până la urmă, s-a ales praful de zi sinod. Un sinod la fel de rușinos pentru ortodox și a fost și cel de la, a fost cel de la Ferrara Florența din anii 1438-1439. Atunci erau Imperiul Bizantin a căzut sub, sub stăpânirea musulmană la 1453. Deci atunci, iată, erau vreo 15 ani până să cadă Imperiul. Și atunci împăratul Manuel al II-lea și ierarhia bizantină s-au dus, au dus, tratative cu papa Martin în vederea reconcilierii <gângh> și râd aici așa, dar râsul plânsul, râs, râs așa de cal. Tratativele au fost continuate după moartea lui Martin cu următorul papa Eugen al IV-lea și din nou împăratul și ierarhia, din nou, împăratul și ierarhia, ni se spune în acte, au fost acolo. Dar din nou, de ce împăratul? Ce caută împăratul? Ce negocează împăratul în probleme care nu îl privesc pe el? În care nu are competențe? Ce competențe teologice putea să aibă? Iar sau Sau ne întrebăm, ierarhia doar executa ordinele împăratului? Fiind fără coloană vertebrală, fără atitudine? Se pare că da. Între delegații bisericii răsărătene, în afară de împărat și patriarhul Iosif al II-lea al Constantinopolului, au mai fost reprezentanții celorlalte patriarhii orientale. Anume, patriarhul Alexandriei a fost reprezentat de mitropolitul Antonie al Heracliei, iar, 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 patriarhul Antiohiei de celebrul mitropolit Marcu Eugenic al Fesului și de un anume Isidor al Chievului, iar Patriarhul Ierusalimul de un Dionisie de Sardes. Au mai fost mulți alți mitropoliți și episcopi, printre care și un anumit Damian, mitropolitul Moldovei. Acolo s-au discutat aceleași teme care, care s-au discutat și la Sinodul de la Lion, cu 200 și ceva de ani înainte. Cu 200 de ani înainte. Adică filiogve, atât ca dogmă cât și ca daos în simbolul credinței și Marco Elefesului a rămas exponentul permanent al poziției ortodoxe tradiționale care s-a împotrivit acestei uniri de formă în care ortodoxii cedau în toate punctele, se predau pentru ajutorul militar. La un moment dat, la discuții, Marcu din Efes n-a mai participat și nici Antonia al Heracliei, alt adversar înverșunat al latinilor și al uniației, fiind opris de însuși împăratul pentru că se lungeau discuțiile și trecea timpul și ei nu mai primeau ajutorul militar. Deci au înlăturat pe aceștia doi care au fost singurii care au rămas pe poziții ortodoxe din toată delegația. Vedem deci aici imixtiunea politicului în chestiuni care nu țin de competența lui, Împăratul voia unirea cu orice preț, cum am spus, pentru a primi ajutor militar. Trădarea credinței ortodoxe pentru ajutor militar. Și majoritatea episcopilor ortodoxi au tăcut mâlc și s-au supus Împăratului și au trădat odată cu el. Patriarhul Iosif al Constantinopolului, bolnav pe tot timpul tratativelor, la 10 iunie 1439, a, începat, a încetat din viață cu o lună înainte de închiderea Sinodului și el a fost un susținător al unirii, a cântat în strună împăratului, că de era lângă el acolo în Constantinopol și nu avea coloană vertebrală, nu avea sânge în instalație, se spună în față că trădează ortodoxia. Și el a murit acolo la Florența și, uh, și, și l-au și îngropat acolo într-o biserică catolică. Vedeți, soarta lui a fost o altă desfrânată pe tronul apostolului Andrei. În afară de Marco al Efesului și de Antonia al Heracliei, ceilalți episcopi au cedat în discuțiile privitoare la purgatoriu, filiogve, la materia euharistiei și la epicleză, ba chiar și în chestiunea primatului papal, Astfel i au recunoscut în Papa pe supremul pontif, vicar al lui Hristos, păstorul și învățătorul întregii turme al lui Hristos, care conduce și guvernează Biserica lui Dumnezeu. Vedeți, chiar și numai aceste titluri adunate arată cât de megaloman poate să fie Papa. Pe cum să fii tu? Hristos a lăsat după el 12 apostoli și încă 70. N-a lăsat numai unul. A lăsat atâția. Și tu zici că tu ești, tu ești vicarul lui Hristos. Tu ești învățătorul întregii turme. Mai lasă și pe alții. Vezi că dacă e tot în vest, tu numai tu singur, uită în ce hal a ajuns catolicismul, dacă ai învățat tu. Așadar, așadar, ă, acela a, a zis, domne, uite, eu nu vă prejudiez, ce s drepturile voastre, nu mă bag peste voi acolo în teritorii la voi, la patriarhi orientali, dar voi mă recunoașteți pe mine ca primul între toți, ca vicarul lui Hristos și așa mai departe. Vedeți, și atunci i-au stabilit o ordine, o ierarhie. Au zis, domne, pe primul loc e Roma, pe al doilea loc e Constantinopolul, pe al treilea loc vine Alexandria, pe al patrulea Antiohia și pe ultimul din cele cinci patriarhii, Ierusalimul. Ce să vedeți, vedeți? Ierusalimul era ultimul de ce? Pentru că nu avea putere politică și militară, pentru că el era acolo deja de câteva sute de ani sub stăpânire musulmană. Da? Și era cel mai amărât din acest punct de vedere și atunci, vedeți, ierarhia aceasta nu era o ierarhie corectă, era o ierarhie după puterea militară. Adică dacă Roma avea putere militară mai mare, Roma e prima. Constantinopol era a doua putere militară, e a doua. De asta ce are de a face cu duhovnicia? Absolut nimic. Așadar, Roma și Constantinopol au fost pe primele două locuri, tocmai pentru că aveau acolo în capitală pe împăratul și puterea militară asociată lui cât despre papă ca vicar al lui Hristos și păstor și învățător al întregii turme a lui Hristos, observați dezastru în care se află astăzi romano-catolicismul. Faliment putregai total. Eu o spun cu mare durere în inimă, dar dacă ne uităm realist la clerul catolic, e un dezastru și bineînțeles că poporul după ei. Citiți cartea, de exemplu, lui Michael Hoffman despre biserica ocultă a Romei din renaștere și vă veți lămuri cum putregaiul acesta era deja din, din 400. Deja de atunci putregaiul era instalat cu desăvârșire în ierarhia catolică. Textul Decretului de Unire dintre ortodoxi și catolici de la Florența a fost semnat de împăratul bizantin, urmat de reprezentanții celor patru patriarhate orientale, care le-am numit, de arhiepiscop, episcop, prelați și ceilalți prelați. Așadar, multe, multe desfrânate pe tronurile patriarhale. Bineînțeles, Marco Alefesului n-a semnat și nici Antonie de Heraclea, singurii. Călugării ortodoxi și credincioșii de rând au rămas de partea acestora doi. La întoarcere spre casă, delegația aceasta orientală ortodoxă s-a oprit pe drum la Corfu, la Metone și la Eudoea, unde unde mai exista stăpânire latină și unde mai erau prelați latini. Și acolo să vedeți ce au făcut. Au celebrat împreună cu latinii pentru că se uniseră cu ei. Fapt care a produs un mare scandal și indignare între grecii ortodoxi locali și în populația de rând. Marco Alefesului și Antonia al Heraclei au boicotat pe nou patriarh Mitrofan II, ales în locul celui decedat la Florența și. Enciclice unioniste au noului patriar, a noi desfrânate, pentru că acesta era cu unioniștii, cocoțate pe tronul apostolului Andrei, i-a răspuns Marcu din Efes printr-o contraenciclică de mare influență asupra credincioșilor de rând și a mulțimii de călugări. Încercările de combatere a lui Marcu al, lui Marcu, Efesului au eșuat, pentru că poporul a rămas pe poziții ortodoxe ferme și datorită acestei hotărâți vedeți ce se întâmplă. Au început ierarhii care au semnat să se lepede de unire. Și unii, 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 după alții, unii după alții au dat o cotită. Vedeți? Uh, vedeți, uh, aici aceasta arată calitatea lor, sau mai bine lipsa lor de calitate. Ei măcar, nici măcar acum nu au mai rămas pe cele poziții. Da? Acum pentru că au văzut că aici puterea era popor, da? ne, dăm, ne dăm cu unde e puterea. Nu mai contează ce susține puterea. Noi ne ascundem în spatele puterii. Foarte trist. Nu există nimic mai trist decât acest lucru. Ca ierarhii tăi să nu aibă verticalitate, să nu apere credința cu prețul vieților. Mai ales că ierarhii n-au familii, n-au copii, n-au nimic, n-au niciun pretext ca să, ca să se mai ferească, să se scuze. Isidor, ca să mai vedeți aici, încă un, încă un trădător dintre acestea, încă o desfrânată dintre aceasta. Isidor, Mitropolitul Chievului a plecat din Florența după sinod spre patrie ca legat apostolic, adică reprezentant al papei pentru Lituania, Rusia și Polonia. Adică, vedeți, atât prostii de cap că le-a zis, le zis, uh, uite băi, te fac le legat apostolic pentru toată Rusia, Lituania, Polonia, uite ce grad mare îți dau. Au mai fost, unii, au mai fost doi, uh, doi erarhi ortodoxi, acum îmi scapă numele lor, care care erau la început pe poziție ortodoxă și când papa le-a promis că îi face și pe ei mari cardinali, aceia s-au lepădat de ortodoxie ca să-i facă și pe ei cardinali. Vedeți ce calitate aveau acești oameni? Mai, mai, erau acești oameni fideli ortodoxiei? Nu, erau desfrânate. Numai o desfrânată nu e fidelă. Știu că cuvântul e șocant ca și la prorocul Osea, dar noi trebuie să spunem lucrurile pe nume. Asta e istoria. Ăștia sunt oamenii care am avut. Așadar, acest Isidor, uh, numit legat apostolic al, uh, pe, al papei peste Lituania, Rusia și Polonia, altfel spus strădător al Ortodoxiei, mergând la Moscova, i-a dus un mesaj al papei Duce lui Vasile, conducătorului de acolo. <laughs> și să vedeți ce a făcut acela. Acela l-a arestat pe loc. Vedeți că era un politic. Duce acela, dar acela era ortodox. Adică, strădătorule, Trădătorile, de ce te-ai dus acolo să trădezi ortodoxia? L-a arestat, l-a întemnițat. Ducele așa, dar a realizat trădarea acestui, acestui nemernic. Și acela, până la urmă, prin pile relații, sfor trase, probabil sume de bani, s-au plătit acolo cei din închisoare și au a, a, a reușit să evadeze. Și dus a fost la Roma, <laughs> nu s-a mai întors veac în Rusia. Iar papa l-a răsplătit cu pălăria de cardinal. Vedeți, te întrebi, mai pot fi numiți astfel de oameni ierarhi ortodoxi? Nu sunt ei mai degrabă desfrânate care lucrează pentru cei care le plătesc? Acum să venim în zilele noastre. Cam de vreun veac pe tronul de la Constantinopol, și din nou o spun cu o durere pe care nu pot să o exprim în cuvinte. Cam de un veac pe tronul de la Constantinopol au șezut patriarhi masoni. Patriarhii masoni sunt desfrânate pe tronul apostolului Andrei că -și nu pot sluji la doi stăpâni. Nu poți să fii fidel ca femeie la doi, la doi bărbați. Ioachim al treilea, de exemplu, Meletie, Meletie, Meletie Metaxaxis, Atenagora, iar după ei Dimitrie și acum Bartolomeu, toți sunt desfrânate care au șezut pe tronul apostolei Andrei. Toate compromisurile inacceptabile pe care le-a făcut în chestiuni de credință Atenagora, iar după el Dimitrie și Bartolomeu, au avut un scop. Păstrarea, supraviețuirea tronului patriarhal de la Constantinopol. Vedeți, de exemplu, acest Dimitrie. La un moment dat l-a invitat pe, pe papa din vremea sa, Ioan Paul al II-lea parcă, l-a invitat la Constantinopol, acolo în Fanar, la Biserica Sfântului Gheorghe. Și l-a primit cu toate onorurile ca pe un ierarh ortodox. L-a dus acolo în biserică, a pus un tron dintre acest arhieresc. Și uh, când a fost momentul acel a, acela asistat la Sfânta Liturghie, când a fost momentul la iubite voi, Doamne, Dimitrie a venit în altar și s-a sărutat și s-a îmbrățișat cu el ca și cum papa ar fi fost un ierarh ortodox. Și mai apoi, când uh, a fost vremea să se rostească tatăl nostru. Papa a răstit tatăl nostru de acolo din scaunul iar în latină. Păi asta, asta e echivalare cu participarea lui la slujbă, cu împlăună rugăciunea. Ceea ce canoanele bisericii interzic foarte grav sub, 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 sub porunca caterisirii celui care face așa ceva. Și atunci aceștia nu s-au închisit de canoane, de pidalion, de cârma bisericii. Au făcut ce au vrut ei după mintea lor. Da? Deci spuneam că toate aceste mișcări diplomatice pe care le-au făcut acești patriarhi, mai ales acum Bartolomeu, au un scop, anume să păstreze, să supraviețuiască tronul patriarhal de la Constantinopol. Pentru că, vedeți, ei sunt în Turcia, sunt o minoritate minusculă acolo și. Bineînțeles că musulmanii nu-i agrează deloc și ar vrea dispariția lor. Și aceștia, pentru a se menține acolo în existență, în ființă, îi fac fel de fel de compromisuri cu puterile occidentale, în special americane, pentru ca ei să fie menținuți acolo. Dar desigur că pentru aceasta ei trebuie să plătească un preț. Căci aceste compromisuri făcute cu puterea seculară, care îi poate ajuta, el trebuie să facă compromisuri atât în chestiuni ecleziastice, cât și în chestiuni mundane. Nicolas, un ortodox american, ace acesta scrie regulat articole de bună calitate, este, există un site foarte bun în Statele Unite, Orthodox Reflections, și acest Nicolas scrie acolo articole foarte bine țintite, el nu-și dă celălalt nume din motive evidente, da? pentru că el critică toată această ierarhie de acolo. Din Statele Unite Ortodoxă, el arată în acest sens că, pe subiecte care variază, de la COVID, de la vaccin, la migrație, la schimbări climatice, la politica verde, opiniile celor din Patriarhia Ecumenică și din jurul acesteia sună ca niște aprobări ale Noii Ordini Mondiale, ale Marii Resetări, adică aceștia fac trâmbița acestor politici globaliste pe care le implementează Statele Unite. Deci, e ca, să, ca să primească sprijin de la de la aceștia, ei atunci trebuie să facă trâmbița lor, să facă propaganda. Ați văzut că și papa și Bartolomeu s-au vaccinat amândoi, au făcut propagandă, să te tot vaccinezi cu tare, da? pentru că au fost împinși din spate, n-au făcut ei așa ca au vrut ei. Așadar, asocierea strânsă a arhiepiscopului grec din Statele Unite, acolo este un arhiepiscop grec, El Pidifor, în ziua de astăzi, care va fi urmașul lui Bartolomeu la tronul Sfântului Andrei, Asocierea acestui Elpidifor în zilele noastre, cu academicieni progresiști, în special cu cei de la Fordham, și cu ortodoxi de acolo care, care sunt lupi în piei de oaie și care, de fapt, promovează politicile acestea legebetiste, antiortodoxe, dar sub această mască, așa, este alarmant ceea ce se întâmplă. Acești academicieni doresc să transforme fundamental credința ortodoxă, în timp ce, în același timp, pretind că nu o fac. Mai bine zis, uh, ei vor să o pună pe trendul sodomit al lumii de astăzi. Uh, el mai evidențiază un lucru și mai îngrijorător, anume că Patriarhia de Constantinopol și-a făcut o misiune din a supraviețui ca instituție, mai degrabă decât din a răspândi credința creștină-ortodoxă. Arhiepiscopul Elpidifor este absolut dedicat supraviețuirii Patriarhiei în Turcia, la fel ca și Bartolomeu. Tot ceea ce fac ei, fiecare cuvânt pe care îl rostesc, fiecare alianță pe care o încheie, toate acestea au ca scop păstrarea patriarhiei în viață. Pentru a intra în grațiile instituțiilor americane de securitate națională și pentru a câștiga o turmă mai mare, Patriarhia Ecumenică, mai bine secumenistă de la Constantinopol, s-a introdus în conflict un curs de desfășurare din Ucraina. Mai bine zis, a fost introdusă de voie de nevoie. Și ce au făcut? Au făcut dezbinarea bisericii de acolo, că prin patriarhul Bartolomeu a dezbinat pe ortodoxii din Ucraina, ceea ce e clar o lucrare satanicească. Și acum ortodoxii aceia vechi, tradiționali, de acolo, sunt, sunt, extrem de prigoniți de către autorități, pentru că Bartolomeu le-a făcut loc altor ziși ortodoxi acolo, care de fapt sunt niște schismatici, vai de mama lor. Așadar, vedeți prețul pe care au trebuit să-l plătească. Uite, noi vă sprijinim acolo, în Turcia, dar voi ne sprijiniți în politicile noastre, da? Din Ucraina. Acest lucru a dus o suferință incomensurabilă în rândul și ortodoxi din această țară înjosită, în timp ce în, ce, în timp ce a asemănat diviziune între ortodoxi și din altă parte din lume. Pentru a câștiga de deci, aliați și influență, Patriarhia a fost în fruntea unor angajamente ecumeniste extrem de controversate. Uh, s-a scăpat odată uh, s-a scăpat dată ambasadorul Americii în, uh, în, Turcia, chiar după ce a avut loc din Creta și a zis, domne, noi suntem în spate. Noi l-am împins pe Bartolomeu la treaba asta. Așadar, pentru a câștiga influență și aliați, aliați, patriarhia a fost în frunte unor angajamente ecumeniste extrem de controversate. Pentru a atrage favorurile elitelor globale, patriarhia a susținut poziții politice progresiste în, aproape orice problemă imaginabilă. Și, și acest, lucru de, de aceea, acest lucru e cu totul inacceptabil pentru un ortodox autentic. Acest angajament politic și social de stânga globalist îi îndepărtează pe mulți ortodoși greci de acolo vedeți în Statele Unite există mai multe patriarhii ortodoxe. Cea mai, cea mai semnificativă, cea mai impunătoare e patriarhia ortodoxă greacă din Statele Unite. Și acum, de acolo, de când au început Bartolomeu și Elpidifor să implementeze aceste politici non-ortodoxe, anti-ortodoxe, foarte mulți au plecat, greci-ortodoxi, la patriarhia antiohiană ortodoxă din America sau la Rocor, la Biserica Ortodoxă Rusă din America. Au plecat cu miile și miile, au plecat de acolo când au văzut în, în ce mod trădează aceștia ortodoxia. Pentru noi credincioși ortodoxi este greu de știut unde se termină strategia asta de supraviețuire și unde începe adevărata erezie. Vedeți că aici sunt pământ, sunt nisipuri mișcătoare pentru că ei, ei nu fac doar politicile, politicile seculare ale acelor, ci fac și politicilor ecumeniste da? care, care le implementează te întrebi atunci, mai merită să supraviețuiască Patriarhia de Constantinopol ca Patriarhie istorică dacă trebuie să plătească un asemenea preț? Răspunsul e evident nu. Compromisurile pe care le face Bartolomeu și Elpidifor sunt inacceptabile. Chiar dacă e o patriarhie istorică, ceea ce contează e călăuzirea corectă a credincioșilor, supraviețuirea acelei patriarhii fiind secundară decât să izmintească pe ortodoxi, mai bine să piară patriarhia aceea ca istorie și să rămână credincioși în dreapta credință. Repet întrebarea, merită menținerea tronului de Constantinopol în fanar cu atât de puțin credincioși în Turcia, cu prețul acestor pogărăminte inacceptabile dintre care unul este sinodul din Creta și altul este dezbinarea ortodoxilor din Ucraina? Mai bine să se mute patriarhia din Turcia în altă parte decât să, să, să fie aici un fel de coloană cincea pentru interesele americane, pentru interese non-ortodoxe. Mai bine să se mute de acolo, să aibă coloană vertebrală și să învețe drept cuvântul adevărului că pentru asta i-a pus Domnul Hristos acolo pe tronul acela. Nu i-a pus pentru politicile mundane. Într-un an când am fost pe la locurile Sfinte, într-o sâmbătă-spre duminică seara, la Sfântul Mormânt era lume foarte, foarte multă. Mulți dintre cei care erau acolo erau poate pentru prima dată sau. Au venit să era mai mult ca turiști decât pelerini și au venit și la slujba de noapte, dar bineînțeles că ei nu erau obișnuiți cu slujbele de noapte și cu lungimea acestor slujbe. De aceea, foarte mulți dintre cei de acolo picau de somn. Poate peste zi fuseseră la fel de fel de obiective, dar mulți de acolo picau de somn. Acolo știți, în biserica de mare de acolo sunt, sunt scaune, niște doar pe marge, niște strane. În răznu nu sunt scaune deloc. <coughs> și să vedeți ce s-a întâmplat. Deci, asta am văzut eu odată acolo. Deci erau puține scaune unde să te așezi și acele erau ocupate de mult. La un moment dat o femeie care cădea de pe picioare de somn, ne găsim vreun scaun liber pe margine. S-a dus și unde credeți că s-a așezat? Tocmai pe tronul patriarhal. Acolo nu stădea nimeni. Și s-a dus direct și s-a cocoțat pe tronul patriarhal. Vreți, întâmplarea e semnificativă din punct de vedere simbolic. Indicând confuzia spirituală, nu doar a mirenilor, ci și a clericilor care se amăgesc că pot sluji la doi stăpâni. Așadar, până unde trebuie să meargă diplomația bisericească, pogorământul, compromisul cu puterea seculară? Sfântul Paisie Aghioritu ne dă un răspuns pentru amintirea sa. Iată ce scrie. Mi-a făcut o mare impresie ceea ce mi-a spus un episcop de la Patriarhia din Constantinopol. Îi spuneam, dar ce situație este aceasta în care ne aflăm noi? Erau anii 1980-1990. Dar ce situație este aceasta? Pe de o parte ecumenismul, adică voi văd că promovați ecumenismul în loc să promovați ortodoxia, iar pe de altă parte sionismul, satanismul lucrează în felul lui. Peste puțin ne vom închina la diavolul cu două coarne în loc de vulturul bicefal. Un corn fine ecumenismul și un corn satanismul sionist. Astăzi, îmi spune acela episcopul, greu găsește episcopi ca mitropolitul cezarei Paisie al II-lea. Acesta a trăit în prima jumătate a secolului XIX. Ce a făcut Paisie al II-lea? El atunci era stăpânirea otomană. El s-a dus la sultan pentru pricinile sale, pentru popor, să rezolve cererile, problemele poporului ortodox. Și el s-a dus la sultan pentru pricinile poporului cu o funie legată de mijloc adică hotărât să-l spânzure turcii. Ca și cum ar fi spus sultanului, nu căuta funie, nu pierde timpul, dacă vrei să mă spânzuri, am funia pregătită. Pentru problemele grele pe care, pe, pe care patriarhia le avea, îl trimitea pe el la sultan. Vedeți numerea patriarhul. Păi, tu patriarhule, de ce stai pe tronul Sfântului Andrei? Tu trebuie să mergi acolo, că pe tine te-a pus, dacă pe tine te-a pus acolo, tu trebuie să mergi la sultan. Dar e, iată, patriarhul era laș. Era unul laș. Și atunci îl trimitea pe acest paisie. Deci, de fiecare dată când erau probleme grele, și ca, care patriarhul se temea să le expună sultanului, îl trimitea pe paisie. De multe ori a salvat patriarhia în împrejurări grele. Odată, turcii au scos un firman ca și grecii ortodox să facă serviciu militar în armata turcească creștinilor le venea greu să slujească împreună cu turcii, pentru că nu își puteau săvârși îndatoririle religioase. Vedeți atunci, oamenii se rugau dimineața-seară, mergeau la biserică regulat, era sfânt pentru ei, nu lipseau la biserică decât dacă de erau bolnavi la pat, să nu se poată ridica. Așadar, dacă făceau armata împreună cu aceia, nu puteau să-și îndeplinească îndatoririle. Între timp, rușii spuseseră turcilor să nu împiedice pe greci să-și țină obiceiurile lor creștine. Patriarhul a chemat pe mitropolitul Paisie și l-a trimis la sultan. Atunci s-a prezentat acela la sultan tot cu o funie legată de mijloc. Sultanul îi spune, grecii trebuie să se încorporeze să, în armată, să slujească patria. Atunci Paisie îi spune, da și eu sunt de acord să se înruleze grecii, deoarece locurile acestea sunt de demult ale, ale gheaurilor, adică ale grecilor. Dar fiindcă avem religie diferită, trebuie să avem și cazarmă deosebită, armata să fie separată, să aibă ofițeri fiecare ai lor, ca să-și săvârșească și datorile religioase. Nu-și pot face rugăciunea împreună cu voi, vedeți? Nu te poți ruga împreună cu ereticii. Voi să aveți Ramadanul, iar noi să avem Boboteaza. Ce iese acolo? Ce balamuc iese acolo? Atunci sultanul s-a gândit și a zis... Oare să se înarmeze creștinie e cam Dios pentru noi? Și a zis, nu, nu, mai bine să nu mai fie încorporați. Și s-a anulat acel firman. Altă dată, armenii au cerut de la sultan să le dea un anumit loc numit Balucli, un loc unde viețuiau grecii ortodoxi. Și au reușit să ia aprobarea asta probabil cu mulți bani, că armenii, știți, sunt negustori foarte buni. După, după iudei, după izraeliți, se spune că armenii erau cei mai buni negustori și aveau foarte mulți bani. Și se pare că aceștia, pe ușa din dos, i-au dat sultanului foarte mulți bani ca aceea să-i îndepărteze de acolo pe ortodox, sultanul, și să-i aducă, să dea loc cu armenilor. Și atunci, din nou, patriarul n-a avut sânge în instalație să meargă el și l-a trimis pe paisie. Așadar, s-a dus paisie la sultan să discute subiectul. Baluc îi spune sultanul, este moșia strămoșilor armenilor și trebuie să îl ia armenii. Da, zise Paisie, trebuie să-l ia, pentru că atunci când se știe că un loc este moșia unor strămoși, urmașilor trebuie să-l ia. Dați-mi un act să semnez și eu pentru Balucli, pentru că am venit ca reprezentant al Patriarhiei. Și astfel a semnat și el. <laughs> Dar să vedeți, după aceea Mitropolitul Paisie scoate un florin de aur și spune Deci, să ia armenii Balucli, dar și noi să luăm Sfânta Sofia, pentru că ea noastră este a strămoșilor noștri și trebuie să ne-o dați. Pentru că, iată, ai fost de acord, tu ca sultan, că dacă ceva e a strămoșilor cuiva, iată, date urmașilor lui. Și a arătat sultanului Florinu cu chipurile pe el, adică împăratul Constantin și împăratul Asa Elena. Adică a zis, uite, Sfânta Sofia și toate aceste, toate aceste locuri sunt ale noastre din vremea împăratului Constantin. De la 300 30. Uh, luase cu el și pe unul dintre ofițerii ruși care veniseră atunci în Constantinopol cu o corabie ca să aibă și martor. Atunci sultanul, aflându-se în această situație dificilă, a revocat hotărârea pentru Balucli și a zis nu, nu, e al vostru, al grecilor. <coughs> pentru că trebuia să revoce acea hotărâre pentru că nu putea să dea Sfânta Sofia înapoi grecilor. Vedeți? De ce reușea de fiecare dată Mitropolitul Paisie? pentru că el se hotărâse pentru moarte. Adică el când se ducea acolo să rezolve ceva, el zicea, acum ăsta, ăsta mă poate omori. Sultanul îmi poate lua viața pentru ceea ce cer eu. Și vedeți, pentru că el își punea viața pentru ortodoxi. Pentru acest lucru el reușea. Dumnezeu lucra în așa fel încât înclina inima sultanului și sultanul asculta pe Paisie. Deci dacă cineva, vedeți, nu se hotărăște pentru moarte. Nici atunci nimic nu se face. Deci dacă tu vrei cumva să rezolvi lucrurile, dar vrei să te protejezi pe tine, tu să nu suferi, tu să nu te sacrifici, tu să stai la loc călduț, e, atunci Dumnezeu nu mai lucrează prin tine. Tu trebuie să fii dispus să te sacrifici azi, acum, pentru cauză. Pentru cauza sfântă a lui Dumnezeu. Așadar, dacă cineva nu se hotărăște pentru moarte, nici nu, nici nu se face, nu se lucrează nimic prin el. Toate de acolo încep, conchide Sfântul Paisie. Așadar, doar patriarhii care au astfel de atitudine, ca și acest paisie, doar aceștia sunt patriarhi adevărați. Ceilalți sunt desfrânate, așezate pe tronuri apostolice, din păcate. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.